Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. N-am mai postat de 4 zile, cred. Acum vreau să postez. Ia uitați, am scos rațele la iarbă verde. Toate, adică și păsări, tot găini și tot am scos, ia uitați. Pentru că nu le mai scosesem de mult. Și am vrut să le scot. Uitați cât sunt de fericite. Aș vrea să le duc la râu, dar din cauza ploilor s-a micșurat. Pentru că unde le duceam eu avea o baltă. Acum balta s-a micșurat pentru că de vreo 3 săptămâni caniculă aici și nu mai plouă, nu nimic și e caniculă și din cauza asta apa a scăzut destul de mult și prefera să le dau puțin drumul la iarbă verde. Asta intrăm din ogradă. Ia uitați el pe puiul din april la Cloșca Pitica, este unul de Costantina. Ia uitați, îl cheamă Pataloni pentru că așa este, sunt obișnuit să-i spună tot. Ia uitați, e altă găinușă. Ia uitați, zboară. Hai să vă arătăm și evoluția ieduței. Ia uitați-o. Ia uitați. Este foarte jucăușă. Foarte cuminte, foarte jucăușă. Mama ei cam zăpăcită. Pe ele nu le-am scos pe deal, fiindcă unde le scot eu, ele se duc la vie și mănâncă via, bineînțeles. Ia uitați pe Pataloni și cu celălalt cocoșel. Exact, uitați, au intrat în ogradă. Mama lor, cum v-am spus, băbuța, iar a căzut cloșcă. Trebuie să scoată pe 9 iulie. Cu tot, dacă fac acest vlog, aș vrea să vă mulțumesc tuturor care mi-ați urat la mulți ani, că v-ați luat din timpul vostru în care să-mi scrieți mie. Vă mulțumesc pe această cale. Ia uitați rățuștele mățate. Ia uitați. Găinile sunt beznețe. S-au dus în pădure, trebuie să mă duc să le aduc. Nu se duc departe de casă, dar trebuie să le aduc. Văd că unele s-au putut să se ducă în ogradă. Uitați și cloșca care a fost cloșcă. Rațele, după cum se vede, sunt foarte fericite. Toate rațele sunt tineret, pentru că părinții sunt de anul trecut și celelalte sunt de anul acesta. Ia uitați-le. Ia uitați moțata. Are și ea acolo un ciuf. Ia uitați-le cum mănâncă. Să vedem.
Sunt că și soare, nu prea e claritate, dar asta e. Să ne dăm mai la umbră ca să se vadă totuși de cât mai bine. Sunt fericite ele. Hai să mergem să aducem și celelalte păsări. Să le aducem. Uitați-le. De fapt, cât este apa din mică, cred că să duc roțile puțin la baltă pentru că să se mai scalde și ele să mai răcurească puțin. Dar totuși am dat destul de... Au destul de mult găinile de când sunt date drumul. M-am gândit să fac un vlog cam târziu, dar asta e. Nu prea se duc ele. Pentru că le place să hormone. Puțin, pentru că am intrat cu fața într-o pânză de pe Iajen. Nu. Exact. Abia mă strecor printre copaci. Dau poarta la o parte. Cred că o să oprez doar rațele ca să le duc la baltă. Și bun, mai prieteni, cam acesta a fost vlogul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu și să apăsați butonul de like, share și subscribe. Și ne revedem data viitoare. La revedere!